Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, la această oră îi avem invitații în Fotoliul cu Ghimbi, emisiunea de promovare electorală, pe candidații PMP pentru Comuna Certej, Certejul de Sus, de altfel, respectiv pe domnul Daniel Bugnar, candidat pentru funcția de primar al Comunei Certejul de Sus, și pe domnul Daniel, dacă văd eu bine și rețin bine, Da, Macovei, bine. candidat pentru funcția de consilier local al Comunei Certej de Sus. Bună ziua, domnilor, bun venit Bună în ziua. studioul Bună Capital ziua. TV. Mulțumim. Ne aduc aminte de dumneavoastră, acolo la Certejul de Sus, e 1900 toamna, nu e nici măcar 2000. Din păcate. Cel puțin din spusele noastre, tot am zis, vă mărturisesc că de fiecare dată când vă văd, zic, băi, n-am fost. Tot am zis că vin. Dar am să vin, să știți. Vă așteptăm. Cum mai merge, domnule, cu betonarea, cu alea, marea betonare, marea Marea betonare a introducerea început, exact gazului, cum v-am zis, cu 3 săptămâni înainte de datei finale a campaniei electorale, începe marea betonare. Ea se desfășoară în plin acum în comună, Deci acum se dar betonează tot ce se se poate. betonează, nu, tot Unde ce nu s-a se poate, se betonat. betonează tot ce dorește edilul șef al primăriei Certejul de Sus. Și pe lângă această mare betonare, am observat în această campanie, la care noi, făcând o echipă, acum am fost un pic mai atenți, să zic, la tot ce se întâmplă pe lângă noi, am observat că a început și marea minciună la primăria Certejul de Sus. Marea minciună, aș putea să o exemplific în emisiunea dumneavoastră de astăzi, cam așa. Deci, marea minciună începe cu gazul, adică domnul primar promite gaze în stânga și în dreapta de foarte multă vreme, Domnul Bugnar, cum adică promite gaze? promite gaze din mandatul trecut, domnul primar, Ce fel de și, gaze, da, păi domnule? nu știu, cred că gaze arse, că astea pe care le promite dumnealui, nici cum nu o să poată să le aprindă oamenii la o sursă de încălzire în casă, pentru că lucrurile nu sunt în regulă deloc. Și aici aș vrea să-l rog pe colegul meu, pe Daniel, care a studiat în amănunt și s-a informat această chestiune, să o prezintă oamenilor, ca să vadă oamenii cum stăm în, și în marea minciună a domnului primar Petre Câmpian. Da, deci până acum. Stați un pic, că mie mi se pare o chestie asta lipsită Iar vi de... se pare ciudată Nu, nu, dumneavoastră, nu, nu mi se nu? pare ciudată, mi se pare lipsită de bun simț. Vă În rog. timp ce vorbeați, mi-am adus aminte că mi-a dat un ad un profil care se numește UAT Certejul de Sus. Așa Ce e este. asta? UAT Certejul de Sus, noi credem că este o pagină al UAT Certejul de Sus, după cum se prezintă. A primăriei, mai A exact. Deci primăriei, e o da. pagină, dar nu e pagină, e din aia cu prieteni, Domnule, nu? nu știm să vă Stați spun, să eu văd. habar nu am, pentru că nimeni nu spune ce e corect și ce nu e corect, sau cine o administrează, Păi cine o văd că sunt reprezintă. lucrări realizate în Habar localitatea, sunt, nu știu păi ce, este evident sunt că este. tot felul de documente. Lăsați-mă să vă spun eu ce am observat acum. Ok. Văd o chestie, mulțumim candidatului care a postat pe pagina noastră răspunsul primit de la Transgaz la solicitarea formulată de el, ne ești de un real folos, alăturat pentru a vă convinge, prezentăm aviziu de principiu Transgaz transmis către primăria Certejul de Sus, nu știu ce. Deci intrarea asta în dialog sub numele UAT Certejul de Sus mi se pare lipsită de bun simț. Adică UAT-ul nu discută cu candidații. Așa este și Cel este adevărat. puțin nu este absolut normal, că Nu, eu v-am UAT-ul zis nu că e nici al lui mama, nici al lui tata. nu e nici al lui Și nu e Petrișor nici al Câmpian. lui cine o fi aici. Nu, și UAT-ul tocmai, e UAT. UAT reprezintă primăria Adică, Certeș de Sus, din moment ce e ce asta? are Ce facem aici? păi are documente oficiale din primărie și adrese de la Transgaz către primăria Certeș de Sus. Deci este Da, până primăria. aici e normal, dar Da. faptul că UAT dialoghează sau face referire la alți candidați, ăsta nu mi se pare normal. Păi nu este normal deloc. Dar lucrurile sunt normale la Adică nici primăria din Certeș primăria de Sus. mamei nimănui Nu acolo. este. Păi nu este o primărie, în primul rând nu este o primărie pentru locuitori de acolo, pentru
Consăteni. Nu, asta e moșia. Eu intru în emisiune și eu și spun. E moșia domnului Petre Câmpean. Acum, și ca atare... dacă e moșia. Ba da, domnule, adică din tot ce vedem, totul se comportă ca pe moșia domnului Petre Câmpean. Da? El uită că moșia dumnealui e doar aia ce are întăbulat sau moștenire după părinții sau după rudele dumnealui. Nu și primărie. Iar tot ce înseamnă UAT, Certejul de Sus, primăria comunei Certejul de Sus, în ansamblu ei, da, da. Sunt bunurile comunității pe care el în calitate... Nici măcar numele nu-i aparține. Păi nici numele. El în calitate de edil șef ar trebui doar să-și facă datoria de primar, atâta tot. Adică să te folosești. Adică ce să mai discut, domnule, dacă am discutat în emisiunile trecute? Să duci câinii tăi cu mașina primărie. Păi atunci ce respect ai tu față de comunitatea care te-a ales atâția ani? Dar interesant e modul ăsta în care a fost ales acest domn primar atâția ani. E și în legătură cu gazul, dânsul poți... Cine e doamna Dălie? Doamna Dălie este directoarea Școlii Generale din Certejul de Sus. Păi zice aici, doresc să mulțumesc Primăriei Comune Certejul de Sus pentru sprijinul acordat în finalizarea lucrărilor la terenul de sport, precum și pentru achiziționarea noului mobilier școlar la clasa a 5-a. Domnule, doamna... Asta e ca și când ai mulțumit bancomatului că ți-a dat bani. Că ți-a dat bani, dar doamna Dălie, ce interesant, asta nu-i rău, că un om... îi mulțumește. Dar nu vreau, doamne, să-ți mulțumesc, că e treaba ta să faci asta. Acum trebuie să-i mulțumească în campania electorală la domnul primar. Doamna Dălie uită că an de rândul nu au primit nimic la școala Certejul de Sus de la domnul primar. Doamna Dălie uită că la deschiderea anului școlar a fost vai și amar în curtea școlii și la fel și acum, credeți-mă, nu s-a schimbat absolut nimic. No, îmi pare rău că nu cunosc personal pe doamna profesoară Lavinia Dălie, doar am vorbit cu dumneavoastră la telefon, dar o să revin în emisiune asupra acestor aspecte dacă le-ați menționat. În schimb, aș vrea să las pe colegul meu să facă deschiderea cu marea minciună, deci, de la primăria comunei Certejul de Sus. Chiar mi se pare nesimțire și depășirea atribuțiilor de serviciu, ba mai mult, m-aș duce până la abuz. UAT Certejul de Sus începe că într-o emisiune de televiziune, nu știu ce, se face afirmația gravă că primarul Câmpian Petru... Băi, nene, voi înțelegeți că UAT nu înseamnă primarul? Domnilor de la pagina sau ce o fi asta, UAT Certejul de Sus nu înseamnă primarul. Nu înseamnă Petru Câmpian. UAT înseamnă Unitatea Administrativ-Teritorială. Mai departe. Vă face aici analiza clientului dumneavoastră sau altcuiva? A, nu sunt client. Păi de când e treaba, domnule, a UAT-ului să facă analiza unui client? Asta se întâmplă în comuna Certejul de Sus. Deci jur, îmi pare rău că nici nu știu cum să fac. Încerc să ți-o trimit ca un mesaj în regie, să vezi dacă pot să o scoți. Deci asta se întâmplă în mod repetat și e ceva normal. Ceea, nu e, domnule, normal. Păi normal. Este la primăria din Certej de Sus, se pare că este ceva normal. E jupând de-a dreptul acolo. E, asta se întâmplă, asta e realitatea. Jupând. Aveți dreptate. Omul e jupând. El nu e primar, e jupând și toată lumea trebuie să știe de frică. Deci nu, cine nu-i știe de frică, înseamnă că e împotriva jupând. Nu de jupând. Frică, dar nu legi numele primăriei de campanie electorală. N-are nicio treabă. Da, nu, omului nu-i pasă. Deci omului nu-i pasă, înțelegeți că în aroganța care îl caracterizează... Asta astăzi, nu e aroganță, e altceva, dar... Eu aș defini-o și prostie, da? Poate spun nu, prea multe în emisiunea dumneavoastră. Nu suntem noi în măsură să stabilim cât de IQ-o nimănui. Ce să zic. Da, vreau să continui treaba cu gazul, pentru că chiar postasem asta și pe pagina mea personală de Facebook. Domnul primar, prin UAT Certej de Sus, informează că a primit un aviz de principiu de la Transgaz, că a luat o hotărâre de consiliu și așa mai departe. Toate aspectele astea sunt practic nimic. În primul rând, un aviz de principiu îl folosim pentru documentația tehnică care trebuie elaborată. Corect. Deci nu înseamnă nimic. Eu am avut și o solicitare către Transgaz și în care le-am solicitat să-i întreb dacă... pentru că primarul la un moment dat spunea că el aduce gaz din Brua, conducta magistrală care trece prin apropiere de Brad Ilia, ceva de genul, pe zona asta, și spunea că se conectează în Brua. Și am făcut o cerere la Transgaz, în care Transgaz, de fapt, mi-a explicat că nu este nicio localitate din județul Hunedoara care să se conecteze în mod direct la Brua. Bun, am trecut peste aia. Ieri postase pe pagina de UAT Certej de Sus cum că iau o hotărâre de consiliu local, prin care se aprobă un acord. Acel acord, dacă ne uităm bine pe el la pozele care le-a postat, nici măcar nu este semnat de primarii,
e un acord cu primăria Hărău și cu primăria Rapoi, dar el nu este semnat. Și atunci ce am făcut? Am fost la primăria din Hărău, care erau inițiatorii oarecum a proiectului, și le-am cerut să ne dea accesul la libera informație prin care să ne explice dacă îi adevărat sau nu, sau dacă au un acord de principiu sau vreun acord de parteneriat cu primăria. Și ne-a și dat, am și postat asta pe Facebook, surpriză, în care ei, mi-a dat această notă scrisă în care spune că în urma solicitării depuse de ieri, practic, îmi spune că la data de 8-a-9-a, data de 8 septembrie de ieri, nu este adoptată nicio hotărâre de Consiliul Local Hărău referitoare la asocierea cu Comuna Certeș de Sus cu privire la realizarea infrastructurii de introducere de gaze naturale și nici nu este realizat vreun acord de parteneriat în acest sens. Cine semnează? Domnul primar Albu Weber Lucian, de la primăria Hărău. Ce nu este? Deci nu este niciun acord între primăria Certeș și primăria Hărău, cum domnul primar de la Certeș spune în mod constant, că ei au un acord cu primăria Hărău. Lăsați-mă să explic eu pe scurt, ca să înțeleagă și oamenii. Deci, primăria, ca să poată introduce gazul în comună, trebuia să facă o asociere cu alte primării ca să depășească un număr de focuri. Adică să se ajungă la 3.000, la 5.000 de focuri, mă înțelegeți? După acest număr de focuri, proiectul primește un punctaj. Dacă primește 100 de puncte, proiectul e foarte aproape să fie finanțat imediat. Dacă primește 90 de puncte, mai puțin. Dacă primește 70 de puncte, și mai puțin. Ori acest domn primar de la Primăria Comunei Certejul de Sus, domnul Petre Câmpian, a refuzat sistematic orice asociere cu primăriile care sunt învecinate cu Primăria Certejul de Sus. Primării care au realizat această asociere și care o să bage acel gaz la locuințele oamenilor din satele lor. Mai puțin, să fie foarte clar, să înțeleagă oamenii, Primăria Comunei Certejul de Sus. În rest, tot ce postează dumnealui acum pe UAT Certejul de Sus face parte din marea minciună, că se pare că de marea betonare oamenii s-au plictisit. Deci, și atunci au gândit altceva. Ca să ne înțelegem, am trimis o fotografie în regie. Când e gata regia, pot să și dea. N-am pus-o cu semnătura primarului ca să nu facem cu GDPR. Noi suntem transparenți în toate demersurile. Da, da, eu am anumite reguli pe care trebuie să le... Am înțeles, e treaba de respect. Da, într-adevăr, este adresa primită de la Comuna Hărău, în care vă spune cât se poate declar că nu există. Păi dacă nu ești în asociere, iar astăzi era ședință finală, din ce știu de la colegul meu. Astăzi am fost când am fost să ridic această scrisoare, a fost ședința finală cu alte primări. Da, iată-o pe ecran proiect. În momentul ăsta. Vă rog. Aveau ședința astăzi la ora 10, au avut ședința finală în legătură cu introducerea gazului și bineînțeles că se face cu alte comune, nu cu Certeș de Sus, și din nou am pierdut un alt tren în care puteam să ne urcăm și noi și să aducem la Certeș de Sus. Eu nu mai înțeleg. Păi nu-i nimic de înțeles aici, că oricum nimeni... E clar, nu s-a vrut și nu a existat niciun interes. Domnul primar a mai promis, cum am zis și în emisiunea trecută... Dar cine ar putea, domnule, cum să fii inconștient și să pui pe Facebook, care e spațiu public până la urmă, sub UAT să pui chestii care dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, spuneți că sunt minciuni. Acum, eu n-am mers pe circuitul... Noi le demontăm cu documente și îl provocăm public pe domnul primar să vină public cu noi și să spună domnilor. Apropo, dumneavoastră mințiți. Deci vreau să vă spun următorul lucru, domnul Bugnar. Eu l-am sunat pe domnul Petru Câmpian și l-am invitat la o dezbatere în care să fiți prezenți dumneavoastră din partea partidului pe care îl reprezentați și preotul, că eu preot îi zic, că pentru mine tot popăie, Băluță, care mai nou nu mai vrea să fie preot, vrea să fie primar. Vrea să fie primar. Așa? Da. Doamne, să-i ajute Dumnezeu și dumneavoastră și tuturor. Cel mai bun să câștige. Dar eu l-am sunat pe domnul Câmpian, i-am spus... Dacă la primul telefon a spus că vine, în momentul în care am vrut să stabilesc detaliile, la al doilea a spus că nu mai vine, că nu este interesat, că el nici campanie electorală nu-și face, că știe el ce are de făcut acolo și că la Certej merg lucrurile, știe el mai bine decât noi. Mi s-a părut o atitudine așa de, mă rog, să refuz dezbaterea, să nu vii la ea. Aici, eu bun, pe de altă parte, vreau să vă spun că nici domnul Băluță,
care la început spunea că vine în dezbatere. Nici dumnealui nu vrea să vină. Ulterior mi-a spus că nu mai este foarte interesat. O să mă încerc să-l mai sun o dată. Dar eu nu înțeleg de ce fugă luminile astea dumneavoastră călăuzitoare de acolo. Ăsta a fost primar câți ani de zile, Câmpian? Domnul Câmpian a fost 16 ani. 16 ani. Într-o comună care arată ca în 1950. Domnul preot, care e cu binecuvântează părinte și școala alea, care nu prea dau alea sfinte cu primăria, dar mă rog, vrea să fie primar, dar fuge de dezbatere, dumneavoastră știți cu acceptați. Ce să zic? Noi am propus-o chiar să avem o dezbatere ca să vadă locuitorii din comuna Certești de Sus, de fapt, cu cine, pe cine să aleagă și să vadă de la fiecare ce are de zis și ce vrea să inițieze să facă. Dar se pare că... Poate să gândesc că stăm noi pe mână și... Eu aș vrea să comentez un pic asupra contracandidaților mei, dacă mă lăsați. O dezbatere cu contracandidații Ar fi noastră. Foarte interesant, ar fi excelentă, zic eu, pentru comunitate. Dar nu pentru dumneavoastră, nici pentru spectacol, pentru că acea dezbatere s-ar desfășura cu anumite reguli, adică stai un pic, domnule, eu voi face regulile astea și este cât se poate de clar că va trebui să vă conformați lor. Domnule, noi, eu vă spun dar în capul cel mai câștigat... Noi suntem conformați de pe acum, da, pentru că noi tot ce avem e pe masă. Noi nu avem nimic sub masă, nu avem nimic ascuns în geantă, nu avem nimic ascuns, nu avem scheleți în durat. Nu avem. Ăștia cel mai câștigat dintr-o astfel de dezbatere ar fi cetățenii care ar zice, uite, bă, și pe Bugnar, și pe Popa, și pe primarul sau ce el, uite, fiecare cum vorbește ce zice. Da, da, se pare că nu se vrea. Eu aș vrea să ridic așa un pic un semn de întrebare pentru cetățenii comunei asupra candidaților. Dacă tot ați deschis dumneavoastră subiectul de toți trei, suntem patru, apropo, la Comuna Certești de Sus. Nu știu cine. Mai avem un candidat și de la ALDE, dar na, omul... N-a solicitat spații. N-a solicitat, am înțeles. Bun. La Comuna Certești de Sus, noi funcționăm cam așa. Exact cum ați citat dumneavoastră mai devreme pe domnul primar Petre Câmpianu, tot ce spune dumnealui sau ce gândește dumnealui sau cum se răzgândește dumnealui sau cum se răzgândește după ce s-a răzgândit, trebuie să fie literă de lege în comună, iar oamenii trebuie să accepte fără crâgnire. Dacă Petre Câmpian vrea să împroprietărească pe careva cu pădure, îi împroprietărit. Nu contează. Se poate chiar așa. Ba se poate și lăsați-mă, nu mă mai tot întrerupeți. Deci dacă vrea să... Întrerup de câte ori vreau eu, domnule, că nu se poate. Cum să-i dai pădure la unul? Domnule, dacă omul vrea să-i dea pădure unde vrea el, îi da. Dacă îs alții care trebuie să-și ia pădurea de 10 ani de zile și Petre Câmpian nu vrea să le-o dea, nu le-o dă. Și omul demonstrează, credeți-mă. Deci dumnealui demonstrează clar, cu fapte, bă, vreau să-ți dau, îți dau, nu vreau să-ți dau, nu-ți dau. Ai înțeles? Și cam așa funcționează comuna. Ce pe urmă, păi, uite așa e și cu gazul ăsta de care ne izbim acum. Adică să ai niște probleme care țin de gaz, de locuri de muncă, de întabulări, de întabulările cu păduri, cu toate lucrurile astea. Și tu să nu scoți un cuvânt de ele, că aici, apropo, chiar dacă se supără Enoria și pe mine... Un pic acum trebuie să-l discut și pe domnul de data asta candidat Petre Băluță, pentru că momentan este în concediu de la activitatea de preot sau dumnealui îi suspendat. Da, e o formulă, nu știu, pe care o are biserica. Eu nu prea înțeleg, dacă mă întrebați pe mine, nu știu cum vine asta, adică să fii și una, să mai fii și alta, să te mai faci și cealaltă, dar mă rog, dacă legea permite, cu Dumnezeu înainte. Eu nu știu dacă legea are Bun. Loc aici în... Aș vrea, da, nu știu, aș vrea să precizez următorul lucru. Deci astea sunt probleme foarte grele și care apasă comuna de foarte mult timp. Dincolo de sărăcie, mizerie, nu sunt omberoane la gunoi, lucruri făcute alandala, becuri, toate prostiile astea care face primarul. Acum în campanie s-au apucat, au montat cetârne pe primăria veche, că noi avem două primării la comuna Certești de Sus. Avem două, una veche și una nouă. Și în aia nouă cine stă? În aia nouă stă primarul cu o parte din funcționarii administrativi ai primăriei și în primăria veche stă secretarul cu altă parte din ei. Nu știu de ce funcționăm așa, dar așa e la comuna Certești de Sus. Ar trebui să fim o comună bogată dacă avem două primării, nu? Și dacă îți trebuie un act, unde să-și la aia nouă sau la aia veche? Păi te duci prima dată la aia veche și întrebi și de acolo te duci la aia nouă dacă nu se poate rezolva în aia veche. În aia nouă cineva ia
atitudine la ce o să soliciți dumneata și pe urmă, în funcție de cum aprobă primarul, o să primești actul respectiv. Și aici vă dau un... Trebuie semnat și de secretar și dus din nou la aia veche. Depinde ce act soliciți. Că dacă soliciți ceva la, nu știu, administrația financiară, acolo eu personal am primit pe loc. Adică nu am... Ce am înțeles. Da, mă refer la acte mai complicate care au legătură cu domnul primar, cum de exemplu sunt actele, titlurile de proprietate care s-au dat acum pe proprietățile întăbulate pe legea 231, titluri pe care au venit în birou domnului primar în urmă cu luni de zile. Domnule, primarul a adunat toate titlurile la dumnealui și s-a dus personal, el merge cu mașina primăriei și duce la om, uite, ți-am adus titlul, da? Nu uita că... Candidez din nou. Poftim, ți-am adus titlul. Păi, dar ce asta e treaba? Trebuie să semneze ceva la primărie când primește. Eu să... Poate îi duce și procesul verbal și îl semnează omul, că mă gândesc, nu știu. Dar ideea e că asta trebuia să... Dar cu ce merge domnul primar și duce titlul? Păi cu Dacia Duster a primăriei, cu care trage și lemne în interes propriu, cu care plimbă și câinii. Cum să tragi lemne cu Dacia? Adică Dacia are la spate un cârlig, leași lemnele de ea și le tragi. Ce e atât de greu de înțeles? Nu înțelegi? Le tragi din pădure? Pe câmp, acolo, pe unde ai tu treabă, cu Dacia primăriei. Cam așa. Nu aveți dovezi? Da, da, am dovezi. O să pot să vi le prezint. Aveți fotografii, ceva? Dom'le, nu am eu, dar au alți, au alți deci cetățeni. Chiar vreau să văd. Au alți cetățeni din comună. Deci eu vreau să văd Dacia primăriei trăgând lemne. Și pentru cine trage lemne? Presupun că nu știu. Poate și le trage lui, poate ajută comunitatea când trage. Nu știu, asta chiar nu știu. Aici aș face speculație și nu vreau să fac speculații. Eu vreau să vorbesc doar concret pe ce știu. Atât. În rest, nu fac nicio speculație. Și domnul primar, dacă poate să mă contrazică, îl invit să vină să mă contrazică, domnule. Să vină să spune, băi omule, tu nu știi ce vorbești. Uită-te, eu am folosit Dacia ca să fac nu știu ce. Oricum, Dacia primăriei de la Comuna Certejul de Sus e toată îndoită pe toate părțile. Ea suferă mereu transformări așa de care nu se mai ocupă nimeni. Că, nu, e bunul primăriei și... De ce este un Duster sau ce? Un Duster argintiu. Da. Da, să revenim la proiectul nostru de campanie. Legat de... Că văd că aveți așa foarte multă pasiune când vorbiți despre comună. Păi îmi place comuna. De-aia ne dăm interesul. Nu ne-a pus nimeni să facem chestia asta. O vrem... Pentru că trebuie în primul rând și vrem, noi locuim de acolo, da, suntem de acolo. Ca să citez oameni din comună. Cred că noi suntem singurii care mergem independent și intrăm în lupta asta, chiar dacă suntem sub culoarea unui partid politic, pentru că asta e legislația, dar facem lucrul ăsta la echipă și gândit de noi, ca să scoatem lucrurile din marazmul în care stagnează astăzi. De oamenii sunt pregătiți, își doresc lucrul ăsta? Păi, unii sunt pregătiți, alții să știți că sunt resemnați. Deci am discutat acum în timpul campaniei cu foarte mulți oameni și omul e resemnat, așa, parcă se înviorează subit când stăm de vorbă cu el și pe urmă zice omul, da, dar pe ăsta tot nu o să putem să-l schimbăm. Înțelegeți? Deci cam asta a transmis domnul primar ăsta în toți anii ăștia. Și atunci omul zice, da, domnule, dar știți... E așa de ușor de schimbat în primar. E așa de ușor, dar... Haideți să vă spun o chestie. Vis-a-vis de lucrul ăsta, mai stau de vorbă cu candidați împotriva altor primari cu vechi stată de plată. Și îmi spuneau, domnule, știți de ce mă lovesc? Mă lovesc de ce îmi spun oamenii și oamenii le spuneau lucruri de genul, domnule, aveți niște idei extraordinare. Cred că se pot și pune în practică. Dar cred că n-aveți nicio șansă să ieșiți. Vedeți? Și atunci l-am întrebat. Reacția mea normală a fost, dar de ce nu ai spus omului respectiv că dacă și el și următorul care îi spune că n-ai nicio șansă, te votează, șansele tale cresc. Deci n-ai nicio șansă pentru că, în primul rând, tu, cel care spui asta, nu îi dai nicio șansă. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, zic absolut, eu. Absolut. Mă rog. Chiar asta, dacă pot să intervin aici, asta am întâlnit foarte mult și eu pe teren, pe sate și în Certej, când am fost și am discutat cu oamenii și am auzit mulți oameni spunând că toți promit în campanie și nimeni nu face nimic. Și acum vreau să-i întreb, toți au promis în campanie, dar de fapt noi avem un primar de 16 ani, același primar. Nu este ca și cum am avut 2 sau 3 primari și am văzut că 2 sau 3 primari în funcție n-au făcut nimic. Și atunci vreau să-i întreb, care toți? Că noi am avut doar unul. Deci nu există să spui că toți promit în campanie și nimeni nu face nimic când tu ai numai un primar de 10 de ani. 16 ani
am o vorbă eu, o tonă, deci e foarte mult, în primul rând, pentru, ce, pentru Certej, în primul rând, când vedem că nu este nimic dezvoltat, absolut deloc. Deci nu putem să spunem că toți, toți promit. Dacă tu în campanie tu ai avut același primar de 16 ani și nimic nu iese. Eu aici aș avea ceva de completat. Vă rog. Eu o să mă pregătesc și o să-mi fac un raport a săteanului Daniel Bugnar cu lucrurile pe care le-am făcut în comunitate, pentru comunitate, fără să-mi ceară nimeni nimic și fără să cer nimic în schimb. Și o să prezint acest raport public pe Facebook și probabil vi-l trimit și dumneavoastră, dacă credeți că, credeți că vă interesează. Pentru că în anii ăștia, de după 2016, când în 2016 eu am fost un candidat independent al primăriei Certeșul de Sus, care a strâns câteva voturi de la cetățeni, eu cam drept mulțumită pentru voturile care le-am primit atunci, adică pentru încredere, eu am răspuns cu încredere. Și aici pot să vă enumăr lucruri la care am ajutat biserica, am ajutat școala, am făcut ceva pentru comunitate și dau câteva exemple, dacă îmi permiteți, în emisiune. Pentru că, repet, voi prezenta un raport scris negru pe alb, cu documente, cu exact cu tot ce am făcut. Și pot să zic așa, în perioada 2016-2018, pentru biserica din Hondol, am făcut aerul condiționat, am reparat integral podul bisericii, am făcut ușa nouă la intrarea în turnul bisericii, am zugrăvit biserica pe interior și reparația gresei la intrare, la biserica catolică din Săcărâm, am dus agregate și transport, am dat utilaj pentru lucru în curtea bisericii, am promovat imaginea bisericii, am asigurat vizita nunțiului papal la biserică, la biserica ortodoxă din Nojag, am plătit reparația instalației electrice din biserice. Am dat agregate și transport pentru biserică și casa mortuară. La biserica penticostală din Certej am dat agregat și transport. Pentru școala primară din Hondol am asigurat în fiecare an din 2016 în 2019 cadourile de Moș Crăciun. Pentru Mărțișor am participat la Târgul Mărțișorului, la festivitățile de 8 martie. Am asigurat 3 ani la rând excursiile copiilor pentru toată școala, adică tot ce a fost în școală și a vrut să meargă în excursie, cu mămici, cu tot, în destinațiile pe care dumnealor și le-au ales, la lac Ursul, la Râșnov, la avem Sidiu, cu copiii, cu vacă, o să le prezentăm pe toate public. Pe urmă... Două secunde, vă rog. Să nu vă pierdeți șirul. Dar de ce? Că nu aveți nicio calitate, nici măcar de consilier. Nu, nu aveam nicio calitate, dar eu vă spun un lucru. Mie îmi place satul meu și mie îmi plac copiii. Și copiii ăia se bucură, adică ei, copiii, ca să înțelegeți dumneavoastră, autoritatea locală, care avea putere să facă ceva din banul public pentru copiii ăia. Dom'le, n-a mișcat un deget. Pe ce cadouri de Crăciun nu dădea și autoritatea locală? Eu nu le-am văzut niciodată în acești 3 ani. Să vină domnul primar și să spună în 16 ani de mandat ce cadouri a dat și cui, că eu o să probez. Să practică lucrul ăsta. Să vină, domnule, să le dea. Dacă dă bine la copii, asta e excelent. Dar la noi n-a făcut. Asta e problema noastră. De-aia noi luăm atitudinea acum. De-aia ne-am adunat oamenii ăștia și vrem să-l trântim jos pe domnul primar cu votul cetățenilor. Să-l trântiți în ghilimele. Cu votul cetățenilor. Deci nici un moment nu o să-l trântim jos împingându-l. Da. Doar cu votul cetățeanului care o să-l trimite unde e loc. Da, e o expresie. Bun. La școala generală din Certej am asigurat recompensa materială pentru elevii de premiu 1 la clasele 5-8. Asta ce însemna? Când s-o da premiu 1 la închiderea anului școlar, am dat la cei care au fost premiu 1 de la 5-8 o bicicletă, un nu știu ce cadou, un premiu în bani. Adică ce am putut, să înțelegeți. Și lucrurile astea le-am dat din banii mei. Adică nu mi-a dat autoritatea, nu i-am putut deconta nu știu unde, nu am primit subvenție de la Guvernul României, n-am primit fonduri europene pe lucrul ăsta, n-am primit nimica. Adică am putut să fac ceva atâta cât m-au ținut puterile, mult sau puțin, depinde care cum m-au caracterizat, dar le-am făcut. E, sub domnia domnului edil șef Petre Câmpian, n-am auzit un cuvânt, domnule. Deci nimeni nu scoate un cuvânt, bă, să zică, domnule, da, omul ăla a făcut ceva. Putea să facă mai mult sau putea să facă mai puțin. Fiecare om e liber să judece cum dorește și să aprecieze cum dorește. Dar să scoată un cuvânt. Pentru că primarul avea grijă să le închidă gura domnului imediat. Inclusiv pe doamna directoare, pe doamna Dălie, a sunat-o și i-a interzis orice legătură să mai țină cu noi, cu toate că personal, cred că nu știu dacă m-am întâlnit odată cu dumneai, am vorbit doar cu dumneai la telefon, m-a sunat odată dacă o ajutăm cu plata unui consultant pentru reparația acoperișului școlii din Certej, în care dumnea ei își bătea capul cum să repare acoperișul ăla, știți, cu găina, ațul, cu poveștile noastre, da, emisiunile trecute.
Și de atunci nu mai știu nimic. Nu pot să mă pronunț nici în sus, nici în jos, dar pot să spun un lucru foarte clar. Și femeia aia a fost amenințată de domnul primar, gata, întrerupe orice, pentru că asta e moșia dumnealui, domne. Adică nu contează că-s copiii oamenilor. Bă, dacă eu petrec în piană, nu vreau să fac nimic, păi nu face nimeni nimic aici la comună. E ordin de zi pe unitate, înțelegeți? Așa funcționăm noi în comuna Certejul de Sus. Adică nu vreau eu, nu are voie nici el, nu are voie nici tu, nu are nimeni voie să facă nimic. E, lucrul ăsta noi acum vrem să-l spulberăm prin votul cetățeanului. Deci nu putem să-l mai lăsăm așa. Și aici, aș vrea să completez un pic, îi bag un pic de vină și candidatului Petre Băluță și vă spun de ce. Pentru că Petre Băluță, înainte să fie candidat, era preot la comunitate. Este, domnule, preot, nu? Este preot. Gardul bisericii dumnealui îi gardul care delimitează proprietatea bisericii de proprietatea școlii. Adică, bă, numai dacă te uiți pe ăsta gard, deja vezi ce e în curtea școlii. Haosul ăla, sticle sparte, lemne, iarbă necosită, pruni căzuți la pământ. Școala, curtea școlii așa ca un fel de expresie de asta... de coșmar. Exact, dacă vrei să vezi un film de groază de la să sperii copiii, umbli noaptea prin curtea școlii din Certejul de Sus și ea îi speria, păi de nu mai ies din casă până o să crească mare, credeți. Dar de ce nu? Cum adică? E neîngrijită. Domnule, așa arată. Și acum, că eu nu spuneam lucrul ăsta, că nu vreau să supăr enoriașii, nu vreau să supăr nici preotul. Acum enoriași sunt și noastră, nu? Păi și eu, dar eu sunt la enoriaș la biserica din Hondol, la preotul Ioan Purtător, nu sunt la preotul Petre Băluță. Preotul candidat. Dar trebuie să spun că dacă dumnealui, în calitatea de preot, vrea acum să fie primar și e candidat, adică reformulez aici, este candidatul independent al PSD-ului, domnul Petre Băluță? Mă rog, susținut de PSD, că așa e formularea. Domnule, dumneata e o altă formulare. Eu am vă spun ce scrie acolo, nu... Eu spuneți-i cum doriți. Eu spun formularea mea, adică dumneavoastră spune susținut de PSD și domnul Petre Băluță în orice emisiune televizată merge. Că eu l-am văzut. Apropo, eu l-am văzut săptămâna trecută, dar puțin am prins dintr-o unde emisiune. Unde l-ați văzut? A fost pe o emisiune TV... Nu știu cum îi zice. Alea nu sunt emisiuni TV. Alea sunt pagini de Facebook cu pretenții de televizor. Mă rog. Deci toată lumea care are o cameră video acum și o lavalieră se dă televiziune. Televiziune ești când emiți pe televizor. Eu vreau să spun altceva. Deci e plină de vade din ăștia. Că la acea emisiune, dacă nu mai... Nu e, domne, nici măcar emisiune. E înregistrare video, emisiune. La acea înregistrare video, da. Poftim, dată în direct sau cum o fi fost dată, dată pe Facebook. Candidatul Petre Băluță a mulțumit din inimă partidului, i-a mulțumit la domnul Nicolae Stanca, directorul general de la Deva Gold, i-a mulțumit la domnul Laurențiu Nistor. Păi stai, domnule Petre Băluță, că vreau să te întreb următorul lucru. Păi tot cu ăștia să defilăm, domnule, și acum. Păi oamenii ăștia l-au susținut pe Petre Câmpean 16 ani. Păi și acum dumneata care vii cu schimbarea, vii și tot ăștia te susțin pe tine încă, sau cum? Eu nu înțeleg nimic. El mulțumește lor, oamenii nominalizați de el, susțin pe celălalt, nu, ce-i acolo? Domnule, nu știu, nu înțeleg. Nu sau știu s-a rupt lanțul de iubire între domnule, unii și alții. Domnule, ceva nu-i în regulă, din punctul meu de vedere, dar să o elucideze cine dorește, electoratul. Eu aici aș vedea bine. Păi nu, dar dumneavoastră cum o vedeți, blat sau s-a rupt lanțul de iubire? Eu știți cum o văd. Pleacă ai noștri, vin ai noștri. No, definiți-o cum doriți. Noi rămânem tot ca proștii, dacă nu o să luăm atitudine. Proștii, da, da. Cam așa suntem noi la Comuna Certejul de Sus și eu sper să nu rămânem de data asta. Deci de data asta lucrurile trebuie scuturate, chiar dacă despre mine ați văzut, se spune că sunt fel de zmeu. Dar acum asta mi-e firea și asta trebuie să fac. Nu mi se pare că sunteți meu, sunteți mai aprig. Așa sunt eu, nu știu. Sper să nu... Aici la treaba cu biserica, că e gard în gard cu curtea școlii, vreau să intervin și eu puțin. Vă rog. Nu, două secunde, dar dacă dumneavoastră sunteți meu, cine-i făt frumos? Dom'le, încă nu s-a hotărât. Cal aveți? Adică nu, făt frumos trebuie să aibă cal. Dom'le, cal noi n-avem, dar uite, ieri am fost în satul Toplița la un om care are cal și chiar are un cal frumos, adică îl putem cere cu împrumut, calul de da, la și îl dați un făt frumos. Păi îl dă un făt frumos, dar acum să vedem cine a fi făt frumos, asta rămâne de văzut. Vă rog. Da, și vreau să spun de chestia cu educația. Că în emisiunea în care a fost domnul Băluță, candidat, Înregistrarea video am care a fost mele. Da, ok. În înregistrarea care a fost domnul candidat Petru Băluță,
spunea foarte, foarte deschis și foarte prins de educație și că trebuie și că școala trebuie renovată și făcută și educația în sine și trebuie să ne axăm pe educație și așa mai departe. Dar întrebarea mea către dânsul este, el este, a fost la biserica din Certești timp de 5 ani. Biserica e gard în gard cu școala. În toți acești 5 ani nu l-a interesat educația, nu a văzut ce se întâmplă în curtea școlii. Ok, înțeleg, probabil nu te lasă primarul să faci, dar nici măcar să vii cu un proiect sau să întrebi, băi, ce-i de făcut aici? Dacă tot ești că este personaj, este o persoană cu influență. Cu influență în societate. Și atunci, 5 ani de zile pe tine nu te interesează. Hai să nu spunem 5 ani, spunem 4 ani de zile. Cine nu te interesează? Cu influență? Ești Popa, învățătorul. Popa, primarul și șeful de post. Și învățătorul. Sau profesorul. Și profesorul. Și învățătorul, dar acum iertați-mă că intervin, învățătorul săracul dacă îi dă ordin primarul, taci din gură cum funcționează bine, sistemul. Bine, acum asta că din urechi, dar nu mai poți să zic nimic. Nu, este un constatut în societate. Se întâmplă lucrul ăsta, taci? Știi? Taci din gură, bă, tu nu te băga, înțelegi? Dar Popa, acum ca să o spun pe aia dreaptă, că pot folosi termenul ăsta, doamne, putea să-l afurisească pe Petre Câmpian. Putea să facă ceva, nu? Da, ideea e că ce vreau eu să transmit. Ce că... idee. Ce vreau poate să vă afurisește pe dumneavoastră. Pe mine nu mă afurisește, nu. Pentru că, să știți, nu l-am auzit spunând cuvintele despre mine pe domnul preot și nici eu nu am ce să spun un cuvânt rău despre dumnealui. Să nu mi-o interpreteze greșit, eu discut doar de candidatul Petre Băluță. Eu cu omul Petre Băluță, cu preotul Petre Băluță. Eu nu am absolut nicio problemă. Din potrivă, v-am spus, m-am oprit la gardul bisericii, l-am felicitat cum arată acea biserică, așa, și discutasem cu dumnealui atunci că avea nevoie de lumini exterioare să pună pe biserică ca să semene cu toate bisericile din Deva. Ați văzut iluminatul ăla exterior. Bun, uite, îi promit în emisiune la dumneavoastră. Ce faceți? Că îi promit preotului Petru Băluță că o să luăm atitudine la primărie, o să supunem la vot la domnii consilieri și o să cumpărăm instalația de lumini. Primar. Păi sigur când vom ajunge cum crede. Deci dacă vrem schimbare, trebuie să ajungă echipa noastră. Dacă nu vrem schimbare, atunci nici n-are rost să ne mai batem capul cu Comuna Certeșul de Sus, pentru că încă 4 ani, dacă mai merge în această mlaștină, va fi scufundată total. Nu trebuie. Lumea a ajuns la saturație și este mai mult decât evident că deja nu se mai poate. Deci cel puțin în ultimii 4 ani de zile, deci de 16 ani, dar în ultimii 4 ani de zile e mai mult evident că nu s-a mișcat măcar un deget. Niciun proiect european, un singur gal, un singur proiect care a fost și s-a cumpărat un bul de excavator. De aia aveam nevoie în Comuna Certeș de Sus. Sunt sate fără apă, fără drumuri, fără canalizare și noi aveam nevoie de un buldo excavator. Ok, nu spun că nu e bun, e bun dacă să a venit pe Moca. Dar în 16 ani, dacă a venit pe Moca, puteau să vină pe Moca, dacă îmi permite să folosesc expresia dumneavoastră, și celelalte proiecte pentru infrastructură, pentru apă, pentru drumuri asfaltate cu rigolă și cu tot ce trebuie canalizare, nu vine pe Moca un buldo excavator. Puteau să vină și celelalte, dar nu a existat implicare. Da, dacă ăla faci în fața primăriei, cum urci la primăria nouă, că cum urci, e o țeavă pe care curge apă permanentă, e apă potabilă. Dacă tot o lua buldo excavatorul la primărie, puteau să sape un canal și să prelungească acea apă până între blocuri, unde au făcut parcul ăla minunat sărăciei Lucii, pe care au făcut-o primăria Certeșul de Sus. Unde? Între blocurile de la Certeș. Deci există un parc care îi reprezentativ pentru sărăcia Lucie și desconsiderarea față de om și față de copiii din anul 2020. Da, ce? Păi eu, de ce? Luați-vă camera, haide să luăm comuna la pas și o să trageți concluziile singuri. Pentru că altfel eu orice vă explic, dumneavoastră nu mă credeți. Adică, deci aici trebuie să nu vă cred, dar ce nu are sau ce are? Păi noi, haideți să vă spun în primul rând o durere de-a mea de suflet. Vă rog. Noi în loc să, ca și comună, cu așa de multe sate și așa de frumoasă comună, noi în loc să ne mândrim cu comuna și să fim și noi la televizor ca multe alte comune, cum ar fi Ciugut, Cristian și n-ar rost să mai dau exemplu, sunt foarte multe comune care apar în mod constant la televiziune și toată lumea e mândră și laudă acele comune, la fel am putea să fim și noi. În schimb, noi în rândul anilor noi am fost în mod constant promovați ca și comună subdezvoltată, fără bani, fără loc de muncă, fără absolut tot. Pentru că așa s-a vrut, pentru că domnul primar la fiecare emisiune care mergea spunea că e subdezvoltată, că nu avem bani, că dar nici nu a încercat să vadă, băi, să caută opțiuni, să vadă se poate face ceva în primul rând. Și asta e o durere de-a mea care deja pur și simplu am ajuns și eu la saturație să văd că în mod constant își bate joc în loc să promovăm
comuna și să încercăm să o schimbăm, să o dezvoltăm, merge în mod constant la televiziune și spune că nu avem bani, că dacă nu era Devagol, că dacă nu era Devagol. Care Devagol? Devagol a venit și a promis 800 de locuri de muncă. Noi nu, nu este nimic. Devagol tocmai ce a plecat. A și scos bancomatul din priză. Pentru că BCR aveau, nu știu dacă, dar BCR este, BCR are O bancă comercială, da? Da, BCR, o bancă, o bancă comercială, da, o nu mai pronunțați numele. Are bancomatul în clădirea deținută, bănuiesc, de Devagol. Închiriată. Închiriată. Și a scos, și au plecat de acolo, am înțeles că s-a terminat activitatea, și au scos până și bancomatul din priză. În Certești de Sus nu mai este nici bancomat. Din care să nu mai prezenta... Aici iarăși interveni. Să știți că lucrul ăsta, ce se întâmplă și cu compania mineră, îi se datorează în proporție de 80% primarului actual. Păi el zice că noastră. E problema lui. El pot să zică, eu pot să zic și să probez cu documente. El poate doar să zică. Petre Câmpian, atâta poate să facă. Eu pot să probez. Adică ce înseamnă aceste documente? Toate actele false și toate încurcăturile create în întabulări și fel și fel de mișcări, ca să le definesc așa, ale domnului Edil Șef, lucruri care au ajuns pe urmă în curtea companiei Devagold, au dus la distrugerea, cum să spun eu, planului de investiție a acestei companii. Indiferent ce spune ei astăzi. Și să știți că aici eu personal spun clar, și managementul companiei Devagold este defectuos, pentru că eu nu-i acceptam să fac astfel de matravlazâcuri cu domnul primar. Deci nu acceptam lucrul ăsta. Dom'le, eu am o direcție clară și eu vreau să mă țin de ea. Nu are voie primarul să facă mai mult decât îi permit atribuțiunile de servici. Atât. Că nu primarul conduce de vagol, să știți. Iar compania minieră o să-și urmeze gândirea ei, pentru că nu o să oprească nici primarul, nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni. Ăia o să gândească ce e mai bine de făcut. Dar așa cum spune și Daniel acum, am observat că din marea, cum să spun eu, facem, dregem, a fost o stație de epurare a apei pe Valea Hondolului, montată la marginea drumului. E, vă spun că acea stație de epurare a apei deja a dispărut, e demontată, adică ea n-a fost funcțională niciodată. Tot a fost pus acolo, domne, avem, au dat ceva locuri de muncă care au fost binevenite la comună și atâta tot. S-a demontat totul ca și când n-a fost. Păi cine a demontat-o? Păi presupun că compania, pentru că sunt bunurile lor. Păi da. Și de ce ar fi demontat-o? Asta nu știu să răspund. Nu știu. E bună întrebarea. Păi cum se mai epurează apa? Că nu... Păi dar nu s-a epurat niciodată, că apa era tot la fel. Aici ar trebui întrebate și apele române. Ele ce părere au de lucrul ăsta? Cum se epura apa? Cum s-a epurat înainte? Cum se epurează după demontarea acelei stații de epurare a apei? Ar fi bună întrebarea să-i întrebăm și pe cei de la apele române. Da. Cam așa stăm la comuna Certeșul de Sus. Și iată că am ajuns în cel mai mare impas al comunei de după oprirea exploatării miniere de stat. E un impas total, domnule. E o sărăcie atât de mare. Deci dacă vă uitați la blocuri ce e pe acolo, valea cum arată, drumurile cum și satele, zici că parcă se scufundă, drumurile se îngustează, crește vegetația, casele tot mai nu știu cum. Pe aici, acolo, unde e un om mai gospodar, acolo strălucește gospodăria. Dar în rest, ce ar trebui să țină strict de primărie, ulița, accesul pe ea, o traversare unde trece un pârâu mic care curge când și când. Dom'le, n-au vrut ăla, nu vrea să-i pună omului acolo un tub de fi 40 sau o țeavă metalică și să-i îndrepte la ăla. De nu vor să facă nimic. No, eu nu pot să pricep cum i-au putut suporta oamenii atâția ani la administrarea primăriei. Și uite, în impasul ăsta am ajuns. Și aici, ca să revin un pic și la domnul contracandidat Petre Băluță, păi adică, dom'le, tu vedeai toate lucrurile astea în anii ăștia, dacă ai fost acolo. Ar trebui să le știi dacă vii să candidezi de primar la Comuna Certeșul de Sus. Pentru că în 2016, când s-a organizat primul Consiliu Local, să știți că s-a ținut așa cu oamenii din Consiliul Local, ăia de care vă spuneam eu că votează cu toții în unanimitate, și la masa de prezidiu stătea primarul, Popa, șeful de post, și domnul director general Nicolae Stanca. Adică, ce căutau ăștia? Păi eu de unde să știu? Dacă primarul i-o fi invitat, s-o fi dus acolo. Dar vreau să spun... o fotografie? O să întreb. Dar dacă oamenii... Dom'le, ce se caute Stanca la masa de prezidiu? Dom'le, era acolo sau omul. Șeful de post? Și, nu știu. E treaba dumnealor ce-or căuta. Dar eu vreau să spun că oamenii erau acolo, în stafful... Dar unde sunt, dom'le, aici? La fierbin, în staful administrării comunei. Păi și dacă oamenii ăștia atâta de competență ori administra comuna sau ori demarat administrarea comunei, de ce merge atât de prost?
De ce e atât de săracă? De ce e atât de distrusă? De ce s-au făcut atâtea ilegalități cu terenuri? De ce s-a desfințat Puzul companiei miniere pe baza ilegalităților făcute de domnul primar? De ce? De ce? De ce? Absolut. Da. Chiar așa. De ce trece timpul? Pentru că e în natura lui să treacă, nu? Pentru că pământul se învârte, cum zicea Galileo Galilei. Așa. Și totul se învârte. Sau fie roata aia pătrată și pătrată, tot se învârte aia odată, nu? Da. Domnilor, am ajuns la final de emisiune. Sunt convins că mai erau multe lucruri pe care aș fi vrut să le spuneți, poate alte lucruri. Foarte dator. Multe. Nici n-am știut că a trecut emisiunea. Ce le spuneți oamenilor pe final de emisiune? Pe rând, la cameră, începem cu domnul Macovei. Nu pot să le spun decât să nu mai lăsăm să fim călcați în picioare, practic, să se bată joc de noi. Chiar ne-am săturat și dacă noi, cei tineri, ne implicăm, vă rog și pe dumneavoastră, cu toții să ne implicăm în treaba asta și să schimbăm puțin odată lucrurile pentru totdeauna. Domnul Bugnar? Eu rog comunitatea să ia atitudine de data asta, să nu-i mai fie frică nici de primar, nici de amenințările primarului, să nu-i fie frică nici de alt primar care trebuie să vină și care vrea să transforme lucrurile, să discute cu familiile lor acasă, să discute cu copiii pe care noi i-am trimis în excursii, la care le-am... Și dacă la copii le-a plăcut un mod de viață prezentat, așa cum ar trebui să-l trăiască ei, atunci oamenii să ia atitudine și să voteze altfel. E singurul lucru pe care pot să-l doresc consătenilor mei. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes noi. Acolo în, nici nu știu cum să spun, las fierbinți sau în certejul de sus. Certejul de sus. În certejul da. De sus. Da. Dar din ce îmi povestiți, parcă am fi altundeva. Uf! Da. Nu, reușim păcate, reușim dar, foarte puțin să vă povestim în emisiune. Neapărat că... o să vin acolo. Da, foarte puțin. Da. Neapărat voi veni. Vă invităm să veniți să vedeți realitatea. Pentru că la fiecare emisiune mă mai faceți curios cu câte un lucru și așa mai departe. Și într-adevăr, când o să vin, o să iau camera de la vedere cu noi, pentru că nu o să vin singur. Neapărat. Stimați respectatori, Daniel Bugnar, candidat pentru funcția de primar al Comunei Certeș de Sus din partea PMP și domnul Daniel Macovei, candidat PMP pentru funcția de consilier local, tot la Comuna Certejul de Sus, au fost invitați în fotoliu cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, numai bine vă doresc!